Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook. Așteptăm să vedem cum se finalizează aceste discuții privind refacerea coaliției sau continuarea într-o altă formulă. Tocmai s-au încheiat aceste negocieri pe care premierul desemnat Dacian Cioloș le-a avut cu liderii PNL și UDMR, Florin Câțu, respectiv Kelemen Hunor, și ne spune așa: nu s-a ajuns la nicio concluzie, nu s-a luat nicio decizie. Asta înseamnă că s-ar putea să fie loc de discuții mai departe. Nu e un refuz ferm pe care să-l comunice Dacian Cioloș din partea celor cu care a discutat. Vom vedea ce se mai întâmplă în această seară, pentru că urmează și o ședință la sediul USR Plus, urmată de declarații de presă. Bineînțeles, vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Noi discutăm astăzi în Piața Victoriei, sigur, în așteptarea acestor evoluții, despre cum au profitat de criza politică partidele naționaliste, extremiste, antisistem, și nu e vorba doar de criza politică a momentului, cea legată de despărțirea USR Plus de coaliție și încercările astea de a o reface și de a da țării o guvernare, ci de ceea ce se întâmplă de luni bune, că a fost conflictul din PNL, soldat cu alegerea ca președinte a lui Florin Câțu, că a fost vorba de pandemia și de datul cu dreptul în stângul în ceea ce privește măsurile sanitare și sociale, nu în ultimul rând, o creștere pentru AUR, de pildă, principalul exponent al acestui curent, care a ajuns la intenție de vot de 17,1%, ne spune ultimul sondaj INSCOP, asta înainte de depunerea moțiunii de cenzură, înainte de votul la moțiunea de cenzură. Așa că vă întrebăm și pe dumneavoastră cum vedeți fenomenul ăsta, 0372069599, după discuția pe care o să o avem în câteva clipe cu politologul Remus Ștefurea, cu care am stat de vorbă. Vă întreb și pe dumneavoastră ce credeți că a potențat creșterea acestor partide, ce vânt suflă în pânzele acestui sistem, e criza politică, e pandemia, e altceva? E nevoie, la urma urmei, de astfel de formațiuni care să țină în șac sau să echilibreze puterea mainstream? Vă sperie posibilă ascensiunea unor personaje de tip Corneliu Vadim Tudor sau Dan Diaconescu, mai recent Partidele România Mare sau PPDD, că pare să înceapă să fie aglomerație pe acest culoar? Pe lângă AUR, vrea și Liviu Dragnea, proaspăt eliberat din închisoare, să își facă loc cu a sa alianță pentru patrie. Naționalism, suveranism, contestare a măsurilor puterii, a Uniunii Europene în general. 0372069599, așadar, liniile sunt deschise și pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri, ca de obicei și astăzi în Piața Victoriei. Piața Victoriei la Europa FM. Îl salut pe politologul Remus Ștefureac, director INSCOP. Bun venit în Piața Victoriei. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Criza politică, mai întâi, discutăm despre negocierile care se poartă în format restrâns astăzi între Dacian Cioloș, Florin Câțu și Kelemen Hunor. Ce șanse pentru refacerea coaliției, domnule Ștefureac? Repet, noi ne putem baza doar pe retorica politică. Retorica politică a zilei de ieri, și sigur ne gândim la declarațiile unor dintre liderii politici de la PNL, UDMR, nu este tocmai optimistă, în sensul în care cel puțin mesajele transmise în spațiul public arată o disponibilitate redusă a celor două partide de a, mă rog, susține această formulă propusă până la urmă de președintele României. Domnul Cioloș, dincolo de faptul, am depășit faza în care domnul Cioloș s-a autopropus, a fost propunerea USR, în acest moment domnul Cioloș este propunerea oficială a președintelui României, însă cu toate acestea, repet, primele semnale nu sunt tocmai încurajatoare. E adevărat, tocmai pentru că e propunerea, iertați-mă, pentru că e propunerea președintelui, de aceea Cioloș spunea aseară că vede asta ca pe un semnal dat către PNL. Așa să fie?
Sigur, politic, eu intrăm într-o fază a negocierilor. Dacian Cioloș poate spune foarte simplu. Sigur, dacă există un parteneriat strategic între președinte și PNL, atunci logic ar fi ca PNL să sprijine propunerea avansată de către președinte. Pe de altă parte, președintele țării, cumva din tot ce a avut pe masă, a avansat singura propunere care i s-a părut dânsului domniei sale rezonabilă în acest moment, într-un moment în care PNL nu a venit cu o propunere de premier, într-un moment în care nici celelalte partide nu par sau nu am văzut, poate mi-a scăpat mie, dar nu am văzut nominalizate niște nume explicite după discuțiile dintre partidele politice și președinte. Prin urmare, s-a detașat atunci un nume, președintele, tocmai pentru a nu fi perceput, bănuiesc, ca un actor care cumva prelungește criza, blochează o eventuală soluție de ieșire din criză, așa cum a fost acuzat săptămâna trecută, a pus acest nume pe masă și sigur partidele urmând să ajungă la un punct de vedere comun. Bun, există totuși și varianta cinică, dar deloc improbabilă, în care președintele așteaptă ca Cioloș să nu facă o majoritate, să-l refuze toată lumea și să se întoarcă la o nominalizare din PNL. Poate chiar Florin Câțu din nou, cine știe? Cred că o renominalizare a domnului Câțu e destul de dificilă, în sensul în care toate celelalte partide și-au exprimat destul de clar punctul de vedere în această privință. Iar această idee că partidele s-ar feri de eventuale alegeri anticipate, pentru că, sigur, parlamentarii nu vor dori, am iarăși aici unele dubii în sensul următor. Cel puțin PSD și AUR, teoretic, judecând după estimările din cercetările sociologice, ar obține mai multe mandate de parlamentar la eventuale alegeri anticipate. Prin urmare, ar putea securiza mandatele actualilor parlamentari și ar putea să, evident, să mai găsească, să ofere în parlamentar noi. Iar USR ușor s-ar putea reabilita. Ei au pierdut după criza politică, însă în acest moment de asumare, sigur, ei pot fi percepuți de o parte a electoratului ca un fel de actor constructiv. Și iar la finalul zilei ar putea fi convins să susțină alegerile anticipate. Dacă se va întâmpla acest lucru, vom avea practic în Parlament o majoritate care nu ar avea o problemă cu dizolvarea Parlamentului. Da, asta ar însemna să se insiste pentru Florin Câțu ca el să nu obțină nicio majoritate de la nimeni și atunci să ajungem în această situație. Și atunci, sigur, ne-am putea întreba de ce atâta înverșunare pentru a-l susține pe Florin Câțu. Dar asta probabil că e o altă discuție. Adică te face să te întrebi de ce atâta înverșunare a președintelui, care e miza până la urmă de a susține această persoană care a fost instalată totuși la șefia PNL. Rezultatul dorit a fost obținut. De ce l-ai ține cu orice preț și în fruntea guvernului, rămâne un mare semn de întrebare dacă ăsta e cazul. Da, dar deocamdată, sigur, nu avem o confirmare că acesta este cazul. Deocamdată, exact. Președintele pare că a revenit cumva pe un modul, hai să-l numim constituțional, rațional, constructiv, în sensul în care a apărut un nume, l-a propus, să vedem ce decid partidele. Dar un alt liberal, în afară de Florin Câțu, ar fi cazul, domnule Ștefureac? Adică aici s-ar putea lucra, că USR Plus n-ar avea ce să mai spună teoretic, ar trebui ca în Parlament să susțină, conform angajamentelor inițiale, un guvern cu un premier de la PNL, sigur, dacă premierul ăla nu e o mătură, cum spunea Dacian Cioloș la un moment dat. Absolut. Deci, din acest punct de vedere, dacă PNL va veni cu o nouă nominalizare, iar în interiorul partidului au și fost avansate, cum a aruncate pe piață câteva nume, de asemenea mai au câțiva lideri locali adevărat, care au un nivel de încredere ridicat și chiar foarte ridicat în actualele condiții, să spunem, și în actuala atmosferă din România, deci ar avea cumva soluții, însă sigur nu știu dacă își vor dori. Mesajul politic, cel puțin transmis până acum, este că de principiu ei nu-și mai doresc o guvernare cu acel partid care a dat jos guvernul anterior, respectiv cu USR. Dincolo însă de toate strategiile politice, dincolo de strategiile de imagine, care uneori sunt cam pot fi și rupte de realitățile din țară. Aceste realități din țară, sociale, economice, pandemice, vor ajunge din urmă rapid voința sau strategiile politice și s-ar putea să răstoarne multe calcule pe care noi le-am văzut până acum expuse de partidele politice. Să discutăm atunci de variantele minoritare. Un PNL care își dorește să guverneze singur, cu UDMR, mă rog, dar va trebui să fie susținut de majoritate în
în Parlament și aici va fi provocarea pentru USR Plus, susține acest guvern dacă el e fără Florin Câțu sau nu, și de partea cealaltă un guvern minoritar USR Plus, pentru că Dacian Cioloș lăsa de înțeles în interviul pe care mi l-a dat aseară pe B1 TV că s-ar putea, e destul de probabilă și această variantă, să meargă până la capăt cu demersul ăsta. E adevărat, am văzut și astăzi în Parlament să cear. Da. Am văzut și astăzi o declarație a domnului Barna, cred că azi dimineața am văzut în care spunea că dacă nu vor ajunge la o negociere serioasă, sigur până luni ei vor propune un cabinet monocolor și vor vedea care este poziționarea celorlalte partide. Eu personal, sincer, în asemenea situații de criză atât de complexă cum este cea din România, de fapt o suprapunere de mai multe crize sanitară, extrem de complicată, economică, socială, sezonul rece, mai dificil parcă decât oricând, cel puțin din punct de vedere al costurilor, da, exact, al impactului asupra calității vieții, nu cred în variantele guvernelor minoritare. Un guvern minoritar va fi un guvern slab și cred că în această perioadă avem nevoie de un guvern cu o majoritate totuși care să poată să fie capabil să-și asume decizii complicate, dificile în Parlamentul României. E adevărat, până la urmă, orice situație în care avem totuși un guvern cu atribuții depline, nu cu atribuții limitate, este mai bună decât această situație cu guvern minoritar. Criza, presiunea crizelor multiple despre care vorbeam, cred că își vor spune în cele din urmă, își vor pune amprenta asupra deciziilor politice și vom avea, va trebui să avem o soluționare cât mai rapidă, pentru că altfel riscurile sunt imense pentru, dincolo de țară, pentru toate partidele și sigur poate discutăm ulterior de zona în care s-ar duce voturile cetățenilor dezamăgiți, să spunem, de ceea ce fac partidele mari. Vorbeați deja de creșterea AUR, de ascensiunea AUR, chiar și a PSD. Datele INSCOP dintr-o foarte recentă cercetare, asta arată că s-au întărit foarte mult, în special cei de la AUR, ajungând la o intenție de vot de un pic peste 17%, ceea ce e foarte mult. Au profitat în special de instabilitatea din ultima vreme, nu știu, conflictul din interiorul PNL, conflictul dintre PNL și USR, sau mai degrabă de contextul pandemiei și al acestor mesaje contradictorii și măsuri contradictorii? Creșterea AUR se bazează pe mai multe fenomene, nu sunt doar contextuale, nici chiar această criză pandemică. În România se consolidează ușor, lent, s-a consolidat în ultimii ani un curent, hai să-l numim, nu știu, unii îl numesc mai populist, naționalist, ultranaționalist, patriotic, suveranist, putem să-i dăm diverse denumiri. Ușor s-a consolidat, a crescut acest, hai să spunem, grup social, grup de populație care susține asemenea puncte de vedere. Ele sigur au fost, acest fenomen, această tendință a fost amplificată de criza pandemică care a venit la pachet cu o criză economică și noi știm din experiența istorică recentă, din toate regimurile democratice consolidate sau mai puțin consolidate, că în situații de criză, partidele cu un mesaj mai radical cresc în intenția de vot a populației. Aici nu este niciun motiv de blam către acei votanți care aleg, să spunem, AUR în cazul nostru. E un răspuns, să spunem, al acelor votanți, repet, atât la neîmplinirile sociale, atât la problemele sociale, economice, cât și la faptul că ei constată o ruptură între agenda publică reală și ceea ce livrează partidele tradiționale, partidele principale. Ce livrează în fond un partid ca AUR, de pildă, în materie de substanță, să zicem așa, și nu doar de opoziție sau de critică mai mult sau mai puțin creativă, dură, a măsurilor luate de putere? În materie de substanță, deocamdată, nu au ce să livreze, pentru că n-au fost puși în poziții de guvernare nici la nivel local, nici la nivel central, așa că... E adevărat, da. Chiar și din opoziție poți veni cu contrapropuneri, nu, de substanță. Da. Deocamdată, ceea ce livrează este un mesaj foarte radical, un mesaj care
pansează cumva niște răni determinate de frustrări acumulate de o parte, de anumite segmente ale populației, afectate mai serios, mai grav de criză. Deocamdată, cumva, un partid precum AUR lucrează în principal pe această zonă a retoricii, a retoricii radicale, repet, care este mult mai vizibilă, uneori pare mai clară în asemenea contexte de confuzie și de criză politică decât mesajele celorlalte partide. Iar când celelalte partide ajută cumva acest fenomen prin nehotărârea lor, prin provocarea de crize politice în momente total nepotrivite și generează la nivelul opiniei publice un sentiment de masiv de neînțelegere. Pur și simplu oamenii nu și-au explicat și nu-și explică această criză politică. Uitându-ne pe date, sigur, noi am văzut o creștere un pic mai mare a AUR în ultimele trei luni, da, și în principal după declanșarea acestei crize, precum și o scădere puternică, de exemplu, a percepției privind direcția în care merge țara, dar o scădere care s-a produs în mod accelerat în cursul lunii septembrie, o înjumătățire, să spunem, a ponderii populației care crede că țara merge într-o direcție bună, de la 25% la vreo 12%. Deci criza politică sigur că a avut un impact important, însă creșterea AUR, așa cum spuneam, are mai multe explicații, iar deocamdată, repet, aceste partide acționează la nivelul retoricii și punctează prin două lucruri, de fapt. Atât prin retorica foarte dură, foarte virulentă, cât și prin capacitatea de a identifica acele subiecte din spațiul public care provoacă cea mai mare polarizare. De exemplu, un mesaj total nefericit din punctul meu de vedere, apropo de vaccinare, nevaccinare, asocierea ideii de nevaccinare cu libertatea, cu alte elemente, da, de acest gen, care, sigur, nu face decât să încurajeze o parte a populației să nu se vaccineze și vedem dramele pe care le vedem în spitale, dar sigur, există o pondere importantă a populației care nu dorește acest lucru. În momentul în care tu preiei printr-un mesaj foarte explicit, clar, radical, această parte a populației, evident că vei capta cât mai masiv din voturi, din susținerea lor, pentru că alte partide nu intră pe acest culoar. La fel și cu mesajul privind suspendarea președintelui. Nu sunt alte partide care se înhamă la această opțiune politică și atunci ei aleargă cumva singur pe un culoar de votanți destul de larg. Chiar dacă nu există șanse reale pentru demersul ăsta sau e greu să... Este retorică. Este retorică. Îi invit de asemenea pe ascultătorii noștri, ca de obicei, la 0372069599, să ne spună ce cred ei despre această ascensiune și cu ce tip de mesaje cred ei că s-a ridicat AUR în ultima vreme și, în general, orice tip de astfel de partid antisistem. Remus Ștefureac, apropo de partide antisistem, noi am mai văzut în România, în istoria recentă, cel puțin două, să zicem, Partidul România Mare și PPDD-ul lui Dan Diaconescu, care, sigur, astăzi nu mai există, dar care au făcut la vremea lor epocă, au ajuns în Parlament cu scoruri foarte mari, se punea problema la un moment dat, nu, ca unul dintre candidații la președinție rămași în turul 2 să vină de acolo, și Corneliu Vadim Tudor, și atunci... Da, ce se întâmplă cu astfel de... A intrat în turul 2 în alegerile din 2000. Da, România, acest fenomen nu este specific României, chiar dimpotrivă. Ultimul, hai să spunem, valul de acum de susținere pentru partide antisistem, să spunem, partide cu un mesaj radical populist, acest val a ajuns ceva mai târziu în România, în Europa Occidentală. El se manifestă de câțiva ani, Franța, Spania, Marea Britanie, UKIP, Italia, Austria, Germania, ele s-au manifestat acolo destul de puternic. În unele dintre țările occidentale a mai scăzut intensitatea susținerii pentru aceste partide. În alte țări e o provocare masivă, majoră în continuare și mă gândesc la Franța, care peste 6 luni are alegeri prezidențiale, unde principalii concurenți ai președintelui Macron, care vin din zona extremei drepte, stau foarte bine în estimările sociologice de astăzi. Deci e în continuare o provocare, un fenomen până la urmă extins din acest punct de vedere. Pentru noi nu e oarecum paradoxal, pentru că acolo mesajele au legătură mai mult cu birocrația, Uniunii Europene, suveranism și așa mai departe. Pentru noi, cei care spunem tot timpul că am beneficiat de aderarea la Uniunea Europeană, acum mai nou avem banii ăștia din PNRR, nu e paradoxal să ai în creștere acest curent? Abia ce se simte un pic
după, nu știu, cât sunt, 15 ani aproape, abia ce se simte efectul intrării în Uniunea Europeană, vrei să provoci sistemul ăsta din care ai vrut să faci parte? Da, este un paradox, însă, pe de altă parte, cum să spun, noi nu ne putem rupe de evoluțiile care se întâmplă în cealaltă parte a Europei. Pur și simplu trebuie să le luăm în considerare. Adică unii au probleme cu pescuitul, cu cotele de lapte, cu, eu știu ce, Banca Centrală Europeană care influențează euro. Noi avem toate problemele astea. Evident, o parte din aceste probleme nu le avem, însă avem altele și le voi menționa imediat. Dincolo de faptul că, haide să spunem, acest proces de scădere a încrederii în entități europene e explicabil și prin efectul de contaminare. Dacă avem o prăbușire a încrederii în tot ceea ce înseamnă politică, administrație internă, această atmosferă, să spunem, destul de poluată din punct de vedere al percepției, afectează, contaminează și încrederea în alte entități. Pe de altă parte, m-aș lega de un exemplu care ține de viața de zi cu zi a românilor și sigur, poate că o parte din explicații sunt propagandă, poate nu, dar să vorbim, de exemplu, de prețurile la energie. S-a argumentat că aceasta este evoluția pe piețele internaționale, ceea ce este un argument obiectiv clar și din acest motiv au crescut prețurile și în România. Asta există și alte narrative foarte vizibile și dacă facem un efort de monitorizare, cel puțin pe dezbaterele din social media, care sunt extrem de virulente, cel puțin în ultimele luni în România, mă refer, vom vedea acolo că un reproș este adus Uniunii Europene, acestui Green Deal, Pactul Verde European, care înseamnă o presiune pe prețurile produselor. Da. Costă mai mult să produci energie, da. E o realitate aici, că pentru țările din Europa Centrală și de Est, Pactul Verde European va avea un cost economic, un cost financiar foarte mare. Dar noi, problema pe care ar trebui să o discutăm mai mult și pe care poate ar trebui să o discutăm mai mult clasa politică este ceea ce facem noi pentru a ne proteja în aceste, într-un asemenea context. Cum reușim, de exemplu, să facem, să stabilim că, într-adevăr, gazul este un combustibil de tranziție și cum facem să ne mobilizăm, să exploatăm Dumnezeului odată gazul ăla de la Marea Neagră, că stăm pe el și nu se întâmplă absolut nimic cu el din cauza unor blocaje care există în Parlamentul României. Sunt dezbateri foarte concrete care au legătură cu viața oamenilor. Iar, repet, o parte dintre ele ating chestiuni foarte concrete și au legătură cu reglementări de la nivelul Uniunii Europene. Altele, de exemplu, dezbaterea privind drepturile pentru minoritățile sexuale. Vrem, nu vrem, noi suntem o țară conservatoare și două, trei dintre români au opțiuni conservatoare. Chiar dacă nu ne-am dus să votăm la un referendum pentru familia tradițională, opțiunile alea există. Un tip de ostilitate există față de inițiative care impun, să spunem, un anumit tip de reglementări. Toate acestea, evident că afectează opinia publică, adunate una peste alta, puse, și dacă punem pe deasupra și un capac al acțiunilor de dezinformare, propagandă, care sunt extrem de intense și s-au accelerat în ultimele luni în online-ul românesc și, repet, oricine monitorizează va constata acest lucru, putem să ne explicăm aceste tendințe pe care le vedem, sigur, într-o situație de criză, cu multiple crize, în care oamenii sunt cumva într-o stare de anxietate, într-o stare de nervozitate, caută explicații, caută vinovați și printre vinovați va fi și este și Uniunea Europeană. Apropo de această ascensiune și de acest culoar, merită observată faza asta incipientă în care e partidul lui Liviu Dragnea, nu, proaspăt eliberat, Alianța pentru Patrie, care vedem exploatează fix același culoar. E potențial de creștere aici sau umbra aur va fi prea mare ca să mai crească ceva de desubt? Aici va depinde, iarăși, acest culoar, acest bazin electoral pe care eu îl estimez în acest moment la aproximativ 30%, acoperit în mare parte de aur, dar și de celelalte partide, pentru că și partidele mari au propriile falange, propriile curente care activează astfel de mesaje. Dacă acest bazin, sigur, se poate mări. Dacă nu știu, dăm un exemplu concret, că tocmai vorbeam la începutul emisiunii. Dacă această criză se va prelungi în discuții absurde, cine e prim-ministru, cine nu e, și nu vom ajunge la o soluție, iar țara nu va avea un guvern, populația va deveni și mai
ruptă de ceea ce fac politicienii, agenda publică va fi și mai ruptă de ceea ce livrează clasa politică, prin urmare, acest bazin care acum e la 30% poate crește. Iar când e un bazin mare, acolo au loc mai multe formațiuni. În acest moment, nu cred că umbra aur de care mă pomeneați e mare și foarte mare. Dar dacă bazinul va crește, e loc pentru toată lumea, ca să spunem așa. Credeți în ideea asta că a fost legitimat aur într-un fel de asocierea cu USR Plus în depunerea acelei moțiuni de cenzură, care până la urmă n-a mai avut șanse ca intervenția PSD-ului? Dar s-a tot vorbit și până la urmă, mă rog, împreună cu aur și PSD și USR Plus au răsturnat cabinetul Câțu. PNL-ul vorbește despre asta de dimineață până seara. Ați legitimat aur, v-ați asociat cu antivacciniștii, cu o formațiune periculoasă. Cum vedeți asta? E un sâmbure de adevăr aici. Acum trebuie să recunoaștem faptul că, de exemplu, AUR era un partid de 14-15% înainte de căderea guvernului Câțu, înainte de ieșirea USR de la guvernare. După acest moment, ei, asociindu-se cumva cu acest demers de critică a guvernului, au mai câștigat 2-3%, care sunt importante pentru un partid de 15%. 3% înseamnă aproximativ 20% din zestea ta electorală. Să crești în 3 luni cu 20% din ceea ce ai tu deja, e o performanță. Da, poate putem să spunem că dacă până la acest moment AUR erau cumva, cei de la AUR erau puși cumva la colț, acuzați de toate relele și păcatele lumii, brusc, în momentul în care te asociezi nu cu oricine, ci cu cumva simbolul moralismului în politica românească, e o asociere de care, până la urmă, pe bună dreptate, cei de la AUR au profitat, au devenit foarte vizibili în... Dar cei de la USR Plus, domnule Ștefureac, o să aibă de suferit dincolo de, mă rog, de acuzațiile PNL. Ei spun că toată lumea a înțeles că, de fapt, nu e o asociere și că au vrut să dea jos cabinetul Câțu prin orice mijloace, pe Florin Câțu respectiv, și că n-ar trebui făcută nicio legătură și că nu o să-i coste asta. Electoratul lor știe. Așa să fie oare până la comparativ capăt? Comparativ cu situația din vară, în septembrie, cu câteva zile înainte de moțiunea de cenzură, dar după ce USR ieșise de la guvernare, USR pierduse în jur de 3% din susținerea electorală, tocmai pentru, la fel cum a pierdut și PNL, pentru că erau percepuți ca cei doi actori care au provocat o criză politică. Prin urmare, evident, electoratul i-a sancționat. După acest moment al nominalizării domnului Cioloș, după toate acele reprize de alegeri interesante, aș spune, alegeri cu sistem online, cu implicarea tuturor membrilor partidului, o democrație internă de partid care a apărut în contrast cu ceea ce am văzut la PNL, un pic mai evident digerabil în acest context, USR poate să recupereze. Rămâne de văzut. În acest moment nu avem, și cred că e un pic de vreme, nu avem măsurători care să ne confirme o asemenea posibilă evoluție, dar, repet, în acest moment USR joacă cartea responsabilității și mai mult decât atât, au o platformă de vizibilitate prin care au venit cu niște măsuri. De exemplu, reducerea TVA la energie, la 5%. Orice cetățean român care vede creșterea facturilor la energie și impactul acesteia asupra altor produse va saluta o astfel de măsură. Deci au o platformă de vizibilitate acum care le permite să transmită mesaje menite să atragă sprijin electoral. Dar vom vedea, repet, la următoare evaluări dacă va avea efect sau nu o asemenea poziționare. Îi mulțumesc politologului Remus Ștefureac și suntem curioși să auzim opiniile dumneavoastră. 0372069599 și este pe fir Florentin. Bună seara! Bună seara! Îmi pare bine că am reușit să intru cu dumneavoastră. Cel mai mare pierdant al acestei situații, eu cred că este Partidul Național Liberal, pentru că și USR-ul și PNL-ul au promis când era PSD-ul la guvernare că o să vină și o să facă foarte multe reforme în această țară. În cele 8 luni, 9 luni de zile nu au demonstrat nimica, decât au fost vorbe goale. De la 18 ani până trecut de 40 acum am votat doar Partidul Național Liberal. Îmi pare rău să spun, dar de acum înainte, după alegerile ce le-au avut pentru șefia partidului, mi-au lăsat un gust amar. Bun, da, asta o să vă îndrepte spre genul ăsta de formațiuni de tip AUR? Sau s-ar putea să-i îndrepte pe alții spre, nu știu, dezamăgiți de prestația partidelor tradiționale, să zicem? Eu zic că da. Un mare semn de întrebare am, pe cine ar trebui să votez? UDMR-ul sau AUR? PSD-ul nu pot să-l votez, USR-ul din anumite doctrine pe care le au nu pot să-i votez, PNL-ul mi-au lăsat un gust amar. În momentul în care spui și vii și promiți oamenilor că o să rezolvi pensiile speciale,
furtul de lemn din pădure, care avem sateliți de numără fire de păr. Și nu cap. Sunteți maghiar, Florentin, înțeleg, nu? Pentru că UDMR-ul era rezervat în mod tradițional voturilor celor de etnie maghiară, să zicem, din România. Eu sunt obligat să mă duc la vot, să-mi exprim un punct de vedere. Nu pot să votez anumite partide, dar mă duc să-mi exprim. Îmi rămân aceste două. Da. Pentru interesant. Că nu am altă opțiune. Interesant. Mulțumesc foarte mult. E o chestiune așadar de spre ce partid de nișă, să zicem așa, îți canalizezi voturile. Mircea, bună seara! Bună seara, Tudor, și celor din studio și ascultătorilor Europa FM. Aș mai vrea să atrag atenția asupra unui aspect care nu a fost luat niciodată în considerare vis-a-vis de ascensiunea unor astfel de partide naționaliste. Într-adevăr, ele exploatează o nemulțumire a populației în general. Nu mă refer mai la România acum, ci mă refer la situația din întreaga lume. Dar în același timp mai exploatează ceva ce nu a fost luat în considerare și s-a văzut asta cel mai bine pe timpul de când a izbucnit pandemia. Exploatează, să zicem, o lipsă a educației electoratului. Se bazează pe un anumit tip de electorat. Antevorbitorul meu reprezintă o excepție, să zicem. Și să știți că s-ar putea să vorbesc și eu aur, dar știți de ce? Din răzbunare pentru politicieni. Da, asta e o chestie cu bătaie lungă. Pare că te răzbuni pe politicieni la un moment dat, dar până la urmă, dacă nu ești convins... În marea majoritate a alegătorilor noastre de partide, pe lângă faptul că au nemulțumire pe care le au pe bună dreptate, au însă, nu au capacitatea să înțeleagă că acești oameni, în afară de sloganuri, nu sunt în stare să facă absolut nimic din ceea ce promit. Aur livrează numai drapele fâlfâite la mitinguri fără subiect, practic. Sunt în postura în care dacă ar avea niște oameni cu cap și cu mesajul pe care îl au, ar putea să ajungă la 70% din totalul prezenței la vot. Dacă da. Ar face niște manevre parlamentare, dar din fericire sunt incapabil să o facă. Dar Mircea, asta nu ține și de restul societății, cum să spun, măsura în care ai anticorpi pentru ceea ce tu spui că sunt... Păi nu mai ai anticorpi. Nu mai ai anticorpi. Anticorpii se creează prin educație. Politicieni dubioși, precum Nigel Farage, de Donald Trump, au ajuns la putere prin alegeri. Nivelul de educație în întreaga lume a scăzut fantastic. Știți care, că părerea mea personală este că singura diferență între educația din România și educația din alte țări este că în alte țări copiii se duc cu foarte multă plăcere la școală, dar atât. Nici acolo nu mai sunt învățați să aibă spirit critic, nici acolo, și acolo sunt creați niște mici roboței care nu trebuie să se gândească, ci trebuie să se... Scenariul pe care îl descrii al acelor filme distopice pe care le-am mai văzut noi, cu oameni care nu stau decât cu ochii în ecrane, mănâncă... Nici popcorn nu mai e, că e ceva de factură nouă și se uită cum involuează lucrurile fără ca ei să-și dea seama. Florin, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, Florin! Bine v-am găsit și vă mulțumesc că am reușit să intru în direct. Vă rog! Aur, ce pot să spun? E un partid nou. Principal că e tânăr. Că face slogane, cum a zis... domnul care a vorbit înaintea mea, ei încă n-au puterea ca să poată să îndeplinească ceea ce spun. Nu sunt adeptul lor. Dar sunt două partide care pot să zic că le pot vota. Aur sau UDMR, cum a spus și cel care... Nu pot încă să îndeplinească? Asta înseamnă că ce? De ce condiții ar avea nevoie ca să-și îndeplinească lucrurile astea? Pentru că nu au nici... N-au puterea mafioților din Parlament care există în ziua de astăzi. Din cauza lor. Deci în momentul în care devin partid mainstream, că o să ignor asta cu mafioții. Până la urmă, mă rog, lucrurile trebuie probate, dar ideea e dacă ai pârghii legislative, nu? Să schimbi ceva. De fapt, asta e bătălia, ca de la partid de nișă să ajungi partid în poziție de putere. Normal. Deși va ajunge. O să vedeți că până la urmă se va întâmpla cu Aur, pentru că va ajunge. Pentru că știu să folosească punctul slab a restul partidelor și bravo lor și... vor ajunge unde va trebui să ajungă, unde își îndeplinesc. Să nu credeți că ei nu gândesc lucrul acesta. Îl gândesc pentru că știu să spioneze locul și punctul când trebuie să atace. Și va face. Și bravo lor. Nu sunt adeptul lor. Dar foarte bine face. Noi ducem lipsă de politicieni tineri. Tineretul ar trebui să se ridice. Da, uite, la USR Plus sunt politicieni tineri și la PNL mai sunt politicieni tineri. Îmi pare rău, nu mai e foarte mult timp, Florin. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au sunat și ne-au scris pe Facebook. Concluzia până acum e că, într-un fel, nimeni nu aderă, cum să spun așa, din cei care ne-au sunat cel puțin cu arme și bagaje pentru o substanță anume, ci pentru că n-au ceilalți suficientă substanță. Mulțumesc foarte mult tuturor. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.